Pentru zodia Gemeni, începând din 12 iulie, cu Mercur în Rac, pe casa resurselor și a bunurilor materiale, aveți un moment bun pentru a vă folosi memoria în studii, în cunoașterea tradițiilor, în trecut. Mercur, de altfel, formează și un trigon cu Jupiter în primele 3 zile ale săptămânii și vă susține pentru a comunica, pentru a arăta optimism, inteligență și pentru a evita discuțiile în contradictoriu. Dacă vă folosiți talentul de mediere, diplomația, puteți obține rezultate bune. În familie, relații de încredere, schimburi de idei. Din 18 iulie, Lilith va fi în casa personalității și a temperamentului și vă puteți regla problemele din relațiile personale, folosindu-vă energia, temperamentul. Riscul este de a intra în situații problematice sau de a fi în acțiune non-stop. Sfatul este să schimbați mentalitatea, modul de a comunica, să vă asumați răspunderea pentru ce faceți, ce spuneți, în activități comerciale, în zona călătoriilor, în turism sau în domeniul studiilor.